Hai să începem cu portocaliu. Cu portocaliu? Vă doresc poftă bună. Mulțumim. Vrei să spui o rugăciune? Mamăligă, cum îmi place mie, sunt obișnuită. Mă gândesc oare dacă ăsta este păstrăvul sau... Acesta este păstrăvul. Ah, da, păstrăv. Da. Dar știți ce mă întreb eu? Oare ăsta de aici ce este? Ia gustă. Portocalii au trișat puțin, au pus pălincă. Aceștia fiind muzicieni se distrează, le place băutură. Dar cum ar fi să guste prima oară farfuria portocalie și după aia să stingă cu saramura noastră? Păi, i-am spart. Nu este un sos, este pălincă. Cred. Nu, este sos de acuraj. Este o țuică. Să-ți facă poftă. Fără să-i jignesc, era o farfurie ca de nuntă, așa. Știi, când îți vine la nuntă peștele, la un restaurant mai mediocru, așa... Pește la ea. Nu te-a dracu, și tu-i dau unde. Astăzi câștig, așa simt. Astăzi câștig, n-am nicio emoție. Am văzut și reacția colegilor mei în momentul în care am degustat farfuriile. Bravo, mă, copii, mă! Soce, Florin, bravo! E divin. Deci dacă nu le place, înseamnă că n-au gust. Cred că ne facem din ce în ce mai buni. Să știi că mie nu mi se pare așa ceva strălucit. Sinceră să fiu, aș fi pus o saramură de usturoi direct lângă peștele. Păi trebuie să gustați din tot ce e pe acolo. Păi am gustat, drăguța mea. Să fiți atenți la detalii, nu uitați. Da, gustați din tot ce găsiți pe farfurie. Uite, are smântână cu usturoi, da. Așa, mămăligă. Peștele mi s-a părut uscat și neavând sare. Mie îmi place. Și mie îmi place. Îmi place foarte mult. N-am mâncat niciodată păstrăv prăjit. Nu, și nu știu, nu știu dacă se păstrăv face. Numai la cuptorul cu lămâie? Numai la abur am mâncat păstrăv, întotdeauna. Se face și da, prăjit? Da, da. E o premieră. Da, pentru tine, da. Pentru tine, da. Este o piatră în gură, te rog eu frumos. Pune-ți o dorință. Era un pește în gură. Crocant cu ce l-o fi făcut pe deasupra foarte. Și mămăliga avea un alt gust la farfuria portocalie. Acum am să vă rog să dați în stânga sau în dreapta dumneavoastră farfuria portocalie și să trageți în fața voastră farfuria verde. Iar la verzi e un fonfle, monfle... Păi când clejan, eu mă cunosc cu Marga, știu taraful, trebuia să dansez la ei. Când vreodată clejanii o să fie fonfle, monfle? Știi ce îi place cel mai mult? Ce? Unde, după oboseală, vrea să mănânce foie gras, pat de mere și cu sosul de coacăze. Da, din pădure! Și ciorbă de pipote. Ciorbă de pipote? Asta, dar e dulce sau acră? Vai, e acră. Foarte acră. Acră, dar gustoasă. O pipotă franțuzescă, nu pipotă de rățetă noastră. Nu asta, e de aia de afară, de aia franțuzescă, așa, pipotă ca lumea. De asta v-am și chemat. Nu vreau să vă păcălească aranjamentele din farfurie. Vreau să găsiți gustul acela care vă face să mai cereți încă o porție. Unde nimeni nu mă vede, foaie ce avem aici, verde, ce avem aici? Sparanghel. Păi da, avem sparanghel, da. Un cartof. Așa, cartofior. Morcov. E un fel de sos mernier, cred, nu? Cartofon. Mamă. Ăla e tare, cartofie. Mă, dar și cartofii sunt ciudățeni. Sos mernier. Ăla e fix farfuria de nuntă din anii 80. Farfurie de meniu de nuntă de 20 de euro. Da, mă, da. Ce vrei? Mai trebuia sare, n-are sare. N-are sare, bă, fraților. Vă spun că n-are sare, n-are sare. Îi lipsește gustul din farfurie total. Total, total, total. Noroc că lui Cătălin e mai de spital ca a mea. Uite așa trebuie să aibă ăsta gust. Bă, fraților, uite așa trebuie să aibă ăsta gust. Ia gustați acum. Vă bea și... Vă spun, dați gust la mâncare, tată, sare. Azi s-a gătit ca la Paris, dar secția de geriatrie. Fără sare. Să umflă genunchii, eu știu, face în gută, habar n-am. Are gust acum? Da. Hai mă, dați și eu dracu de treabă. Puneți, bă, sare, lămâie. Asta constă menierul. Sare, piper, lămâie, cartofi au nevoie de sare, nene. Sperăm ca clejeanii să mănânce mai puțină sare, sper. Să le placă cu mai puțină sare, că altfel. Aici este vorba despre codul negru. Cod negru? Cod negru. Și fiecare dintre elementele își păstrează gustul, își păstrează aroma, și morcovul, și sparanghelul. Da, da, da. Foarte bine combinat. Combinația e foarte reușită. Sfeclă. Da? Sfeclă. Deci o adoră. Sfeclă. 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 Sfeclă.
Ia, să vedem și peștele. Prea mult ulei. Eu prefer mai natur, mai la aburi făcute. Nu știu dacă e o rețetă specială, dar le prepară, dar mi s-a părut prea gras. Aici e o tentă de dulce acrișor. Aha. Bă, dar toate sunt bune, mă, aici. Dulce acrișor. Asta este, aveți treabă grea. Și sosul? Cum e sosul? Și sosul? Bun. Cum nu s-a pomenit? Este prima dată când mănânc cod negru. Ia, Margherita, luați și mâncați, băieți, că așa vă... Foarte bun. În primul rând, m-a făcut să mănânc pește. Mi-a plăcut plating-ul, mi-au plăcut legumele și spălăria. Nu știu cine a gătit-o, dar sunt fana lui numărul 1. Haideți să trecem la farfuria cealaltă, la farfuria mov. Eu cred că asta este o ciorbiță de pește sau... Este crapul acolo. Saramură de crap, da. Bă, sigur, e saramură sau e o supă dulce de pește? Că nu-mi dau seama. Dulce de la legume și n-ai sare. E dulce de pește. Da. Zemaia, dacă era saramură, așa îi spune? Farfuria mea era o mâncare perfectă, dar nu era saramură. Saramură are o doză de sărătură mai mare decât normal. Asta e bună, să știi că asta e bună la ea, bolnavi, știi? N-are bun ciupin de sărici. N-are. Dacă la mine e secția de geriatrie, la el e de exact după ce este de la reanimare, nene. Dar cine să-i dea și lui gust în echipă? Mie mi se pare ok. Nu vreau să fiu eu ăla care țipă și... Poate eu mănânc un pic mai nesărat, nu știu. Mie mi se pare în regulă. Nu poți să zici că e... Bun, aia are gust, dar n-are sare, zici că e de spital. Ia, ați gustat-o? Gustați-o. Zici că e părătoră chestia aia. Pe mure zici că e părătoră chestia aia. Saramura, ce a fost? O borătură? Da, ce să zic, acest Ion Creang al emisiunii, să-i mai facă ăsta, Ionuț, niște farfurii, că am înțeles că Ionuț i-a făcut supa de dovlecel. Da, eu n-am mâncat niciodată saramură de... Hai bă, Margo, tu n-ai mâncat nimic niciodată. Ce mă cum ar fi, n-am mâncat niciodată nimic. Eu nu mănânc pește de obicei. Să știi că asta nu mănâncă nimic, e bună la casa omului. Destul de interesantă părea farfuria mov. Mi-a adus puțin aminte de mâncarea chinezească. Eu sunt fan mâncare chinezească. Cred că e o saramură poate puțin reinterpretată. Am rămas chiar fascinată de pește. Cred că de acum încolo o să încep să mănânc și eu pește foarte mult. Farfuria mov, ca plating, este fix farfuria lui mamaie de la țară. E farfuria originală bătrânească. Mi se pare că ar fi trebuit puțin mai condimentată, înțelege, cam light, așa. Mie mi se pare că e foarte condimentată. Să zic eu, mai mult piper, da? Mai multe condimente. N-ai sărată. Doamne, ajută! N-am mai mâncat de mult așa bunătate. Uite-mă așa să mă răspăt, să mă duc mereu la... La bucătar performanți. Mă, să mă ții, uite, numai așa să mă ții. O să le transmit șefilor și concurenților reacțiile voastre și toate trei. Toate trei au fost, dar trebuie să alegi doar una. Când vreți, votați, punând farfuria colorată pe bandă. Într-adevăr, e foarte dificil să poți să alegi din toate felurile de mâncare care au fost. La cum îi cunosc pe Clejan, și cum o știu pe Viorica și ce mănâncă Viorica și Marga la fel, o să voteze mămăliga. Eu nu pot să mă hotăresc. Nu, a? Ți-e greu? Mănânc din toate trei și... Păi văd că tu nu mănânci pește de fel și foarte uite acum. Bun, da. Eu da? Sunt între două. Păi ca de obicei, toată viața ai fost între două. Da. Nu sunt între cele două farfurii. Așa. Toate au fost bune, nu pot să fiu răutăcioasă. Toate au arătat frumos, au fost sortate bine între ele, au de culori și culori. Prima ți-a plăcut? Verde, trei migdale, aș mânca, dar nu mi-e foame, of, of. Foaie verde, șolalea, i-am tiri-diri-diri-diri-diri-diri-diri-diri. Ia mănâncă dumneata. Măi, Viorica mie, eu aș mânca tot timpul și mi-e și foame. Ia mănâncă dumneata. Cred că mai... Să-mi țiu silueta mea, i-am tiri-diri. Șanse sunt. Celor de la fețele de scaun, MOV cred că se numesc, nu? Echipa MOV, așa se numește? Acea saramură, supă de pește, nu avea gust. Iar mușdeiul de la cei portocalii, de la husle de masă bănuiesc. Pentru gustul meu era mult, 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 mult prea ustroiat. Acum pot să vin și eu să vă pup, pentru că mi-era dor. Vă mulțumim frumos că ați venit!